Să le vei să fie Domnul. Mi-am forțat puțin vocea seară și eu de obicei n-am voie să-mi forțez vocea. Și oricum, dacă astăzi pot să vorbesc după când mi-am forțat, e un har. Dacă nu, vorbesc alții. Dragii mei, m-am gândit să citesc psalmul acesta, un psalm cunoscut, fiindcă descoperirile atâta seară cât și descoperirile de astăzi, la mine este important foarte mult condițiile, așa am învățat eu, care se dă în descoperire. Condițiile. Că dacă nu ascultăm condițiile, să știți, ne încurcăm. Ne încurcăm. Că de multe ori noi ascultăm descoperirile și luăm numai partea bună. Că Domnul ne va binecuvânta, că Domnul se va întura de noi și nu luăm lucrurile care ni se cer. Și din cauza aceasta ajungem în vreme ca aceasta să ne încurcăm, așteptăm poate o intervenție a Domnului, o izbăvire a Domnului și noi n-am luat seama. De aceea este important să înțelegem cuvântul Domnului, că la o predică mai dai un exemplu, la o predică mai vorbești unele lucruri care te motivează să crezi, dar în descoperirea Domnului, acolo orice cuvânt are valabilitate și însemnătate. Și de aceea zic Domnul să ne binecuvânteze. Dragii mei, niciodată nu știm să apreciem ce înseamnă să fim împreună. Nu știm să apreciem ce înseamnă să fim împreună. Psalmistul începe: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Întrebarea mea este: când este dulce? Când este plăcut să locuiască frații împreună? Când? Unii numai la mese de dragoste, zice, atunci ai plăcut. Am biserică în România și satul acela, eu am fost foarte mult, am făcut boteze acolo, am făcut căsătorii, mormântări. Oamenii aceștia din satul acela sunt extraordinari. Vin oamenii din sat, femeile din sat și spune: faceți o masă de dragoste, venim și noi și vă ajutăm. La evangelizare, în fiecare seară, îi plină biserica, stau și pe hol, la nunți, la boteze. E o sărbătoare ce, mă zice, la noi un obicei, spunea păstorul, la mese de dragoste ne unim, dar numai acolo. Și satul se unește, când e vorba de la mâncare, toți sunt împreună, dragii mei. Și acolo e bine. Și acolo e bine. Dar eu aș vrea să vedem când îi plăcut și dulce să locuiască frații împreună. Când? Numai la o masă de dragoste? Și acolo e bine. Și ales la locul lor, dragii mei. Dar atunci este dulce, atunci este plăcut să locuiască frații împreună. Știi când? Când nu-ți mai place de tine și îți place numai de frați. Asta e prima condiție. Când nu-ți mai place de tine și te vezi tu, eu sunt cel mai slab, eu sunt cel mai nepregătit, fratele e mult mai pocăit ca mine, sora e mult mai pocăită, toată biserica o vezi mai sfântă, mai neprionită, atunci ai plăcut și dulce, că abia aștept să vin la adunare. Dar în momentul când pe fratele îl vezi mai jos ca tine, pe sora la fel, începi să vorbești de rău, atunci acolo să mă duc? La aia să mă duc? Nu știu, v-am spus aseară sau nu v-am spus, mă repet, că nu mai țin minte, dar am fost la o familie și m-au chemat din sector de unde slujesc și m-au chemat părinții: copilul nostru nu mai vrea să vină la biserică. Și stai de vorbă cu el. De dumneavoastră e frică, sunteți mai autoritar, am mers acasă și am zis: mă copile, 18 ani, de ce nu ai venit la biserică astăzi? Păi, frate păstor, nu m-am putut trezi. Motiv, așa, știi. Cum să nu te trezești? Mă simt obosit. Eu tot nu înțeleg ăștia tineri de ce sunt așa obosiți. Eu chiar nu mai înțeleg deloc.
Păi îi văd la 18 ani, ei săraci, nu se pot trezi dimineața. Am mers la o familie, avea vreo 4 fete de căsătorii, la ora 12 ele dormeau. Mă zic, nu-mi e rușine. La ora 12 ziua voi dormiți. Cum să vă mai măritați, măi, fetelor? Dar nu se poate. Ce oboseală. Și am întrebat pe copilul acela și a zis, auzi, la ce să fii sincer cu mine, că eu știu de ce nu vin la biserică. Și a zis, frate păstor, și de ce nu vin? La ce să mă duc? Tata cu mama, când îmi vineau acasă, îmi spunea, conducătorul de biserică, lasă-l mă și piala, e un afacerist, presbiterul să dă mare, nevasta lui, uite ce arogantă îi, uite așa, casierul cred că mai și umblă pe la bani, și așa. Și atunci zice, dacă așa oameni sunt acolo, la ce să mă mai duc la biserică? Dacă aia sunt toți afaceriști, toți sunt hoți, la ce să mă mai duc la biserică? Și să mai spun o dată, să audă și părinții. Dacă asta să mănăm acasă, vreau să vă spun, când vor crește copiii mari, nu mai vin la biserică. Dragii mei, atunci nimeni nici dulce, nici plăcut. Duhul Sfânt spunea, nu arunca cu o cară asupra aproapelui tău. Nu vorbi de rău pe aproapele tău. Eu vreau să vă spun, fiind acum în biserica nouă, am birou. Dar înainte n-aveam birou și toți frații veneau la mine acasă. Și aveam un living acolo unde primeam cu mărturisiri, cu probleme, cu judecăți. Și când veneam, făceam o rugăciune, stăteam toți copiii, după care când începeam să cei mai mici, aveam pe fiică mea cea mai mică și pe băiat, și stăteau acolo curios să vadă ce vorbesc. Eu niciodată problemele bisericii nu le-am vorbit față de copii. Eu nu le-am vorbit. Și spuneam, vedeți că aveți treabă. Asta mi-era vorba, să nu... Dar zicea aia mică, zice, nu, tate, mi-a terminat treaba. Nu ai terminat-o, mai ai treabă. Du-te la treabă numai. Dragi mei, nu trebuie să știe copiii noștri, trebuie să știe că în biserică e prezența Domnului, frații sunt la unitate, la părtășie și de atunci este și scump, este și dulce și plăcut să locuim împreună, dragi mei. Dar în momentul când ne vorbim de rău, dragi mei, în momentul când avem o bârfă, când avem o judecată, dragi mei, este vorba aceasta care o practicăm, nu știu la aici, dacă se practică în România, zice, auzi, vreau să spun ceva, frate, dar să nu mai spui la nimeni. Și vine și spune lucru cu tare, cealaltă iară, merge mai departe, vreau să spun, dar nu, să nu mai spui la nimeni. Și până la urmă nu mai știe nimeni, numai toată satul. Dragii mei, un om care nu poate să țină un secret, eu vreau să vă spun, e o problemă. Și colegii de slujbă, frați slujitori și frați din comitet, trebuie să știe secretul comitetului la noi, dacă prind unul că și-au spus acasă ceva secret, e dat afară din comitet. Am de sărcina și de diacon, nu știu să-ți țină gura, na, de astăzi nu mai ești diacon, ultima bancă. Cum adic? Cum? Să nu putem noi ținea un secret? Să nu putem ținea secretul bisericii, secretul familiei, dragii mei, nu-i normal. Din cauza aceasta, ca și slujitori, ca și oameni din conducere, avem atâtea probleme de rezolvat, avem atâtea lucruri. Și am avut pe unul când trebuia să mergem să luăm o măsură împotriva familiei, familia deja știa totul, ala nu mi-a sunat. Nu, așa, l-am depistat și am zis, Doamne, descoperă cine e ala. Descoperi cine e ala și când l-au descoperit, nu, zic, auzi, frate, în comitetul bisericii, nici odată. Numai după răpirea bisericii, dacă mai vrei să rămâi în comitet. Atunci n-ai cu cine. Dar nu se poate, dragii mei. Nu se poate. Noi trebuie să fim ca o albină, să culegem lucrurile, nu ca musca să intre pe toate lucrurile. Noi suntem o albină care culegem esența, dragii mei. Și lucrurile acestea ne ajută la unitate. În momentul când știi prea multe, sunt unii oameni care nu pot să știe prea multe și nu se mai pot uni cu frații. Ce important, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, ce plăcut este să fim în casa Domnului, nu se știe, cine știe că ziua de mâine sau duminica viitoare va fi la biserică, știm? Eu am trecut printr-o fază și după masă îmi vine și soția aici și vreau să o spun acum, până nu aude ea, așa cred că ea este în Madrid și după masă va veni și aici. Mi-a ieșit o descoperire
cu câțiva mai mulți ani în urmă, că în timp de un an eu voi pleca printr-un accident la Domnul. Voi pleca într-o misiune, într-o călătorie și voi pleca la Domnul. Mi-am notat în Biblie, mi-am notat data în Biblie, să știu. Și primul gând care a venit la mine, într-un an eu voi ajunge. Mi-am făcut rânduială, că Dumnezeu nu degeaba te anunță. Eu spus la Ezechia, pune-ți casa rânduială. Și eu la frații noștri din biserică și din sector, și unde mai ajung în România, le spun, oameni buni, rezolvați-vă situația. Faceți-vă acte pe casă cum trebuie, vedeți la cine vă dați casa, că nu ne punem casa rânduială. Și atunci ajungem la nivel de... Aici nu vă prea cunoaște oamenii, dar la noi ne cunosc. Și atunci copiii după moartea părinților se ceartă de la casă. Că părinții nu au avut atâta înțelepciune să-și facă rânduială în casă. Nu există rânduială în casă. I-am spus, auzi, până ești așa, treceți pe soție sau treceți pe soț ce trebuie făcut. Rânduială. Dumnezeu, pune-ți casa în rânduială, eu zic la Ezechia. Și noi nu vrem să înțelegem. Am început să fac rânduială în casă. Eu am atâtea acte și de la biserică și de la tot, foarte multe acolo. Am început la soție să spun asta este, dar fără să-și dea seama. Deci au fost trei lucrări, trei descoperiri în trei părți a țării, cred eu, să repeta lucrarea și nu știam unii de alta. Într-un an de zile voi pleca. Și eu m-am gândit, mi-am făcut rânduială. Acum, imaginează să știi că mai ai un an de trăit. Ce ai face? Și eu îl cunosc pe Domnul. Și Domnul a spus, e adevărat. Și am început, primul lucru care mi-a zis, vinea șoapta diavolului, zice, nu mai mergi în misiune. Măcar un an stai și tu cu familia, ce să mergi dacă din misiune vei pleca? Și am zis, stai puțin, cum să nu mai merg în misiune? Merg la serviciu și dacă ăsta, Domnul tău, vede că mi-e frică de moarte, vine un tir, intră peste mine și tot s-o rezolva, tot trebuie să plecăm. Că eu am o problemă, dragii mei, să știți. Eu nu înțeleg o problemă. De ce la fras le frică de moarte? Eu asta nu înțeleg. Și nici nu pot pricepe. Dacă aveți cineva vreo cunoștință mai bună ca mine, eu am citit și Biblia, m-am studiat, m-am pus înaintea Domnului. De ce ți-e frică de moarte? De ce? Când Domnul spune, auzi, vreau să te duc, merg să vă pregătesc un loc. Acolo unde sunt eu, acolo nu-i lacrimă, nu-i durere, acolo e bucurie veșnică, nu mai trebuie să plătești nici curentul, nici facturi, nu mai trebuie, acolo e ceva deosebit. Și Domnul zice, auzi, vii greu aici pe pământ, Doamne, e greu, te nemulțumiți, nu ajunge așa, te nemulțumiți. Acum nu mai vreau să te las aici, vreau să te duc la mine. Nu vreau, Doamne, eu mai vreau aici. Eu nu înțeleg chestiile astea, dragii mei, chiar nu le pot pricepe. Oamenii, în loc să bucure că pleacă la Domnul, zice, nu, Doamne, nu vrem la tine. Nu vrem, noi vrem aici, pe pământ, în suferință, în necazuri, în furtună, în tot felul de probleme. Nu vrem. De ce, fraților? Nu credem Biblia? Eu cred Biblia că acolo e loc bun. Și știu dacă aici l-am slujit pe Domnul, știu că ajung la El. Eu așa știu. Așa înțeleg eu. Și m-am frământat puțin și am zis, Doamne, asta este. Vă spun sincer, nu mi-a fost frică de moarte, dar mă gândeam, momentul acela va rămâne, era copiii mai mici, mă zic, ce se întâmplă? Îi încercam să încurajez pe nevastă mea, măi, orice se întâmplă, noi trebuie să fim așa, și încercam eu așa să o încurajez. Am încercat să merg mai prima lună mai încet cu mașina, să nu am așa viteză, că eu aici nu respect legea cu viteza, că n-am timp, tot timpul sunt, vin de la serviciu, până la 5 lucrez, la 6 trebuie să ajung cine știe unde în Oradea sau mai departe, și atunci merg cât ține mașina. Bine că n-am mașină puternică, dar cât ține, merg cu ea. Și am încercat să merg puțin mai normal cu mașina, că mă gândeam, măcar dacă mă duce acasă, să nu fiu distrus așa total. Și, dragii mei, tot s-a întâmplat, după aia ai obținut o lună, după aia am mers tot cum mergeam înainte. Mirarea. Niciodată nu m-am rugat Domnului, Doamne, mai lungește în viață. Nu m-am rugat. Am zis, Doamne, asta este, slăvit să fie Domnul, îl slujesc pe Domnul din tinerețe și știu că ajung la El, nu ajung în altă parte. Și
Imaginați-vă, am mers la evangelizare și nu mi-am notat, nu m-am uitat la dată. Am fost la evangelizare în județul Arad și când am deschis Biblia să caut un text, era biletul, data. Atunci se împlinea un an. În seara aceea se împlinea un an. Și atunci m-am gândit, e ultima mea predică. Altă predică eu nu mai fac. Imaginează-ți, frați care predicați, să știi că astăzi e ultima predică. Cum ai predica? Deci eu eram conștient că Domnul ce spune e da și amin. Și mă gândeam, Doamne, ce text să aleg? Și m-am frământat în momentul când am văzut că astăzi mi-e ultima predică și se împlinește. Și mă gândeam, Doamne, cum să predic așa? Că să mă iei de la brazdă, din brazdă să plec la tine. Astăzi ultima predică și mă gândeam, nu mai stau nici la masă, mă duc o oră, stau pe dreapta, îmi trezesc soția, că era cam târziu, știam că până la 12 voi pleca, mai aveam câteva ore de trăit și mă gândeam, spun la frați, fraților, plec, nu mai rămân la masă, vroiam să mai stau o oră cu soția de vorbă în liniște pe dreapta, după care să plec și să vorbesc cu ea până la 12, că eu știu că până la 12 eu trebuie să plec. Atunci se va întâmpla și am zis, măcar îi spuneam la nevastă-mea tot timpul, uite, sunt acolo, că la mine se mai întâmplă, că mă duc în Reșița, dau un exemplu, și din Reșița trebuie să zbor la Caransebe sau să merg undeva la Hațec, la o ungere urgentă. Și noi mi-ai spus la soție că soția doarme. Eu știi că am plecat la Reșița, dar poate să spui la Hațec după ce ești de la Reșița. Și atunci mă gândeam, îi spuneam toată, vezi că de acolo plec și zic, o trezesc pe soție, stau o oră pe dreapta și apoi voi vorbi până voi ajunge acasă, că până va fi accidentul, impactul acela în care voi pleca. Măcar să mă audă că am vorbit ultimele momente cu ea. Am început să predic, am zis, predica o fac, e ultima predică, și am început să predic. Era o biserică mare. În timpul acela, dragii mei, vine un bărbat bătrân. Vine acolo și mă gândeam, ce cu tine? Zic, stai acolo, frate, și stai până când predic eu. Și vine bărbatul bătrân și spune, vine până aici în față, zice, așa vorbește Domnul, bărbatule. Astăzi ți se încheie zilele pe pământ. Câteva ore mai aveai de trăit, dar s-a făcut un sfat la înălțime, zice Domnul. Fiindcă nu te-ai oprit din alergare, chiar dacă ai știut că zilele ți se scurtează și ai mers în lucrare, s-a făcut un sfat la înălțime. Îl preanalt a adunat solia și a spus, omul acesta mai trebuie să trăiască, că trebuie să meargă în lucrare și mai vreau să-l folosesc. Și ți s-au lungit zilele, zice Domnul. Amin. Dragii mei, în timpul acela am zis, nu știa nimeni biserica, nu știa, prorocul ăla nu știa ce lucrare am avut eu. Nu știa. Și am zis, Doamne, dacă mai vrei să trăiesc, îi mâna ta. Și Domnul în timpul acela, când venea, am auzit vocea Domnului, ți s-au lungit zilele, dar nu vei ajunge la bătrânețe. Tot vei pleca mai devreme. Dragii mei, și vreau să spun că mie nu-mi trebuie nici pensie. I-am spus și la lucru, puteți să nu mă băgați la pensie, ștergeți toți anii, fiindcă eu nu mai am. Dar important este, dragii mei, până suntem împreună, să fim împreună. Amin. E și plăcut, e și dulce să locuiască frații împreună. Dragul meu, nu e o amenințare că pleci mai devreme. Important este unde ajungi, unde îți petreci veșnicia și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, dragii mei, după ce este plăcut, spune cuvântul Domnului și continuă, este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui, prima dată, dragii mei, un de lemnul trebuie să fie turnat pe cap. Un de lemnul trebuie turnat pe cap. Și apoi când se toarnă un de lemnul pe cap, spune cuvântul Domnului, atunci în Romani 12 spune acolo despre înnoirea minții. Atunci se produce înnoirea minții. Știți, frații mei, când este turnat uleiul?
Uleiul trebuie turnat pe cap, atunci se produce înnoirea minții. Și atunci gândești cum trebuie, apoi, la nivelul capului, sunt ochii, sunt urechile și gura. Aici se dă bătălia. Când, dragii mei, când se vede că pe capul unui om este turnat unde lemnul, acolo este îndurarea Domnului. Omul acela are o minte înnoită, ochii lui văd ce trebuie să vadă, urechile lui aud ce trebuie să audă și gura nu vorbește fără ea. Atunci este controlată că uleiul trebuie turnat pe cap, dragii mei. Și unii în ziua de astăzi, e adevărat, toarnă tot felul de uleiuri pe cap. Toarnă din astea așa, care a venit cineva la stăruință la noi și m-a sunat un prieten de-a meu, slujitor, și a zis, frate, primește-mi pe fiul meu la stăruință, că, zice, nu primește Duhul Sfânt nici cum. Zice, primește ăsta, era de la Arad, prieteni buni cu părinții, și au venit acest tânăr, noi nu prea primim din altă parte la stăruință. Noi ne facem stăruință cu membrii noștri, eu n-am timp să stau prea mult la stăruință, sunt tot plecat și atunci zilele doar a noștri. Și zic, măi, ăi copilul lui prietenul meu, bine, și-a venit în adunare, a intrat. Zic, tu la ce ai venit aici? Păi frate, dar nu vorbi tate cu dumneavoastră pentru stăruință. Bă, omule, du-te înainte, du-te acasă repede, spală-te pe cap. Dar frate, dar m-am spălat. Nu e spălat. Nu vezi cum lucește capul la tine? Măi copile, spală-te pe cap, că aici nu intri gelat aici și tot felul așa. Spală-te pe cap și apoi vii la stăruință. Zice, și nu mă primești, nu te primesc pentru nimic în lume, treci acasă. Dacă nu duci la mine acasă, că am acum și eu un șampon acolo să-ți dau și dacă nu te poți usca, te usc eu fără nicio problemă, rezolvă-ți problema. Și omul acela o înțeles că fără nu se poate, dragii mei. Nu-i vorbă de lucrul acesta, e vorbă de uleiul divin care trebuie turnat să producă limpezirea minții noastre. Dragii mei, suntem atât de tulburați în vreme ca aceasta și încercați, frate, atâtea întrebări pun, frate, dai voie cu aia, dai voie cu aia. Am mers în Austria și când era grupul ăla de laudă, nu știu, voi aveți, eu nu înțeleg, nici ala nu prea pricepe grupul de laudă, numai un grup acolo care te laudă în continuu. Da, e bine, na, să laude cum poate. Dar a venit ala din grup și a întrebat și a zis, auzi, zice, frate, zice, ți-a plăcut grupul nostru? Că am văzut că sunteți un om direct, zice, ala liderul grupului de laudă. Zic, măi, zic, grupul ar fi fost bun și mergea dacă nu erai tu. Tu strigi grupul. Uite la mine, cum? Păi măi, tu strigi grupul, mă zici, când te-am văzut, zic că parcă am văzut pe Constantinescu, fostul președinte al României, cu un cioc aici, așa, zic, băi, omule, bă, nu ți-e rușine, mă, tu așa vii în fața Domnului, frate, zice, dar eu de când îs așa, mă zic, dacă așa te făcea Domnul cu cioc, atunci, cât că erai de râsul lumii, zic, da, așa, și a zis, omule, ca să meargă cântarea, bărbirește-te, că nu se poate, că numai oamenii care stau prin pușcărie sunt nebarbiriți și cu ciocuri. Bărbirește-te, omule, fii un om civilizat și înaintea Domnului. Și am stat și dimineața când a apărut omul ăla în biserică, a apărut barbirii, toată biserica s-a uitat la el. Mă zice, nu, dar el-i mă. Zic, uite ce bine este, acum poate să-l audi pe Domnul, dragii mei. Vreau să spun că în momentul când uleiul curge, atunci nu mai trebuie să spună, frate, cum trebuie să vorbești, atunci nu mai vorbești glume proaste, atunci nu te mai uiți unde nu trebuie, nu mai auzi ce nu trebuie, atunci nu mai te uiți pe toate site-urile, că unde lemnul curge pe cap. Dragii mei, curge pe cap. Atunci capul tău este luminat, mintea este înnoită și așa cum aveam o poezie la tinerețe, aveam o poezie care mi-a plăcut-o foarte mult, mai spuneam acum, le-am mai uitat, dar scrie acolo, Cerescul Creator a înzestrat a omului făptură cu doi ochi, două urechi și o gură. Cu simestrie divinul proiectant le-a aranjat pe toate foarte elegant. În față a pus ochii cei doi luminători, mai lateral urechile cei doi ascultători și în față pe cea gălăgioasă fără pereche, gura că-i doar una. Mintea te bagă în curcătură. Cum? Doi ochi,
două urechi și numai o gură, să fie vreo greșeală, să fie vreo mister, o minte, în paranteză luminată, secretul îl cunoaște el. Ce minte făceai tu, frate, cu două gurtoare? Când una ai, să o stăpânești, nu ești în stare. Cu o gură toată ziulinca, bârfești, clevetești și vorbești de frați, tot lucruri de nimica. Care ați vrea să aveți două guri? Cred că nici unul, nu? Că nici asta nu prea reușim. Dar, dragii mei, când curge unde lemnul, când curge unde lemnul pe cap, se coboară pe barbă, luminează ochii, ca și lui Ieremia, Domnul se atinge de ochi, apoi se atinge ca la Isaia de gura ta cu șaratecul și apoi, dragii mei, spune Biblia, se coboară mai jos, pe veșminte. Ce important este, dragii mei, că atunci nu mai avem probleme cu frații, cu surorile. Într-o zi am mers pe sector și într-una de biserici, că am vreo 8 biserici la care sunt păstor și slujesc, și am mers la o biserică acolo din sector și acolo văd că pe coloar cheamă, anunță, sora acutare, va veni o tânără să cânte. Și am văzut pe prezbitul de acolo, dormea așa, pe bancă, n-avea el treabă. Eu mă ridic în picioare, zic, trece înapoi la loc. Când te înveți să te îmbraci, atunci mai cânți. Apoi, Dumnezeu n-are voie de cântăreți din ăștia. Mergem la operă dacă ne trebuie cântăreți. Nu m-am văzut că sunt, nu mai îndrăzise. S-a întors așa, la stânga împrejur și-a luat acolo. Bun, o tot programul plâns. Bine, au făcut. Zic, măcar știi să caiaște. Zice, conducătorul ce, frate Ghițe, nu știi ce te așteaptă. E nicio problemă. Bine, mama, cum ai îndrăznit să te legi de fata mea? Cum ai îndrăznit să-mi faci fata de rușine? Zice, frate, e fata mea. Zic, foarte rău. De unde o pleca? Nu o pleca de acasă. Nu ți-e rușine să vină fata ta îmbrăcată așa, cu jumătate de fustă și fără bluză că trebuie? Eu nu știu, tot scurtele aveți, că nu știu de unde le mai luați. Zic, auzi, frate, e fata mea. No, fiindcă n-ai știut nici tu să-ți îmbraci fata și nici ea nu s-a îmbrăcat, 6 luni stați oprite de la cină pe ultima bancă. Și după 6 luni vorbim. Frate, ce, nu știi cu cine te pui? Indiferent cine ești, poți să fii și în Parlamentul României. Că nicio problemă, tu trebuie să-ți respecti pedeapsa. Dragii mei, atunci când nu-i uleiul turnat pe cap, nu se coboară pe veșminte, avem probleme cu îmbrăcămintea, ne certăm la biserică cu îmbrăcămintea, că nu mai știm cum ăsta... Știi, fiecare știe cum trebuie să îmbrace. Nu trebuie să-i spunem, nu păstorul trebuie să spună la suror cum trebuie să îmbrace. Nu, 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 că noi fiecare vedem că unele lucruri spunea Duhul Sfânt. Și scuzați-mă că sunt direct, nu știu să spun altfel. Spunea Duhul Sfânt că unele lucruri le condamnați pe vremuri. Acum nu-i mai problemă. Acum nu-i mai păcat. Că și cu tare umblă așa și cu tare. Exemplul nostru este Domnul Iisus Hristos, fraților. Să știți, cuvântul lui Dumnezeu este valabil și în 2017, tot așa. Dar nu se poate. Și atunci avem probleme, avem probleme la îmbrăcăminte, la port, ne permitem orice. Avem acum, de exemplu, am început și la noi la biserică, vorbesc în România, nu știu cum e aici, începem să luăm telefoane la copii cele mai performante ca să poată intra pe toate site-urile posibile și stăm acolo și atunci noi stăm și dormim de-a binelea și vedem că nu ne mai ascultă copiii, că și moartea a intrat pe ferestre în casele noastre, că le-am dat telefoane performante, că să aibă și cu tare și cu tare și de acolo intrăm pe toate site-urile, oameni căsătoriți, copii și tineri, am îmbrățișat lucrurile acestea. Dragii mei, și înainte era o problemă, era păcat unele lucruri, acum nu-i mai păcat, fiecare facem ce vrem, nu mai suportăm să ni se facă observație, nu mai. Și îmi spunea cineva, vai frate, dacă ai venit la noi să faci așa observație ca la izvin, zice ăștia te-ar împușca pe loc. Nicio problemă, dragii mei, decât conducător o viață întreagă și apoi să răspundă înaintea lui Dumnezeu, mai bine un an după voia Dumnezeu. Dragii mei, îi plăcut și dulce când Dumnezeu este prezent acolo. Noi vrem slava lui Dumnezeu, dragii mei. Vrem ca Dumnezeu să se arate slava, să vindece bolnavi, să se îndure, să intervină. Dar, dragii mei, nu ne place pocăința. Nu ne place pocăința. Au venit să-ți certau doi
Și i-am trimis la socrul meu, socrul meu, că unii îl știu, fratele Todoraș, e socrul meu și e un păstor și un proroc bătrân care vine și o merge să certa soțul cu soția. Și o zis, frate, zice, na, am fost trimis la dumneavoastră că fratele Ghiță n-are timp, e ocupat, era din, la noi din sector și ăsta bătrânul zis, dați cu pocăința. Da, frate, dar zice, uite, ne certăm tot timpul, dați cu pocăința. Dați cu pocăința sau nu mai spun? Numai dați cu pocăința. Nu, ăștia când au zis, dați cu pocăința, vin la mine, ce frate? Nu ne-au rezolvat fratele Todoraș, nimic. Dar la dumneavoastră trebuie să ajungem. Dar ce v-au zis? Că să dați cu pocăința. Mi-au spus că de 10 ori, dați cu pocăința, dați cu pocăința, dați cu pocăința. Dar noi ne certăm. Păi, mă, oamenilor, pocăință-vă, că nu v-am mai certat atunci. Dați cu pocăința numai. Dar nu ne place, dragii mei, nu ne place pocăința. Am vrea tot ceva mai mult, am vrea, dragii mei, să în momentul când slava lui Dumnezeu lipsește din biserică, atunci înlocuim programul. Cu tot felul de cântări, cu tot felul de lucruri, cu tot felul să îmbunătățim. Hai să lăsăm slava Domnului în biserică, dragii mei, să lăsăm în el să ne cuprindă toate comorile și a științei. În Dumnezeu spune Coloseni, dragii mei, știți ce se întâmplă? Și aici e salmul lui David. Îmi place de omul acesta. Omul acesta era un om al lui Dumnezeu. Un om după inima lui Dumnezeu. Dragii mei, într-o zi când îl urmărea, când îl urmărea Saul și a ajuns într-o pustie acolo și a fost informat David că Saul cu armata lui, cu o parte din armata lui, din vitejii lui, îl urmărește. Știi ce se întâmplă mâine? Mâine era bătălia. Pe vârful muntelui, pe partea cealaltă, era oștirea lui Saul și alta a lui David. Și acolo era o bătălie puternică, se dădea o bătălie puternică. Ce-a zis David? Măi, ce, decât să bată frați între ei. Mâine va fi bătălia între frați. Ce vor zice filistenii? Uite Dumnezeu evreilor. Acum să bată evrei între ei. Ăștia erau frați. Era același popor. Și David o să zice așa, cine se coboară cu mine în oștirea lui Saul? Și ce înseamnă asta? Moarte sigură. Să te cobori tu un om sau doi, să te cobori în mijlocul acelor vitești. Asta însemna moarte sigură. Și a zis David, decât să se bată frați între ei, mai bine mor eu. Mai bine să mor eu decât să se bată frați între ei. Care ați avea astfel de inimă? Decât să cert, să mă cer cu fratele meu, mai bine renunț eu la orgoliu meu, mai bine renunț eu la prestigiu meu, mai bine renunț eu decât să facă tulburare în biserică pentru mine, mai bine renunț eu la orice. Ăsta e om după inima lui Dumnezeu, să știți, dragii mei. Și David a zis, decât să se cert, să bată frații între ei, mă duc eu acolo, prefer eu să mor. Și-a plecat, a mai venit un Abishai cu el și-a zis, mă, restul toți viteșii, cum să intre acolo? Cum să intre în gura vrăjmașului și la sabia vrăjmașului? Și Domnul a văzut pe David că el e gata să moară decât să bată frații sau să certe frații între ei. Au adormit toți și au venit Abishai și au zis, acum Dumnezeu îți dă în mână vrăjmașul. Dumnezeu îți dă în mână vrăjmașul. Și zice, lasă-mă să-i dau una ca a doua, nu-mi e nevoie. Și a zis David, era vrăjmașul care îl urmărea și era fugar tot timpul. Și a zis, decât să pune mâna pe omul lui Dumnezeu, pe unsul lui Dumnezeu, dar care era unsul lui Dumnezeu, Saul? Că știa că David e cânta, știa că e atacat de duhuri, a fost el uns, da, era atacat. O zis, nu se poate, Dumnezeu are altă soluție. O prin război, o prin altceva, Dumnezeu are soluție. Deci nu-l atinge, nu-l atinge, el trebuie să rămână, noi suntem frați. Dragii mei, care am avea o inimă? Un om după inima lui Dumnezeu, dragii mei, acela se poartă bine și cu vrăjmașul lui. Se poartă bine și cu vrăjmașul lui. Dar ce să mai zicem de ăștia care nu se poartă bine nici cu frații? Nici cu frații. Ei nu se pot iubi, cum spuneam aseară, ei nu se pot suporta, pentru ei nu e o dulceață, nu e o plăcere să vină la casa Domnului, dragii mei, nu știu cât câștigați. Aici, în Spania, nu știu chiar salariul vostru, dar zice că aici o zi în casa Domnului cât 1000 în altă parte. Cât? Aproape 3 ani. 365 de zile, aproape 3 ani. Aici, într-o zi, câștigi cât câștigi 3 ani în Spania. Nu plătește bine Domnul? Ca Domnul nu plătește nimeni, dragii mei, să știți. Nu plătește nimeni. Și dulce și plăcut când
când accesi pe fratele tău și renunți, poate chiar dacă ai dreptate, chiar dacă ai dreptate, tu renunți. Ce bine este, dragii mei, când omul știe și are o îngăduință pentru aproapele său. Atunci este și plăcut și dulce să locuiască frații împreună. Știți că frații nu trebuie să se certe între ei? N-au voie, dragii mei, n-au voie. Deci, și se întâmplă că, na, în slujba la care sunt, tot timpul merg la împăcări și oamenii stau unul lângă altul. Și atâta zbiară unul la altul și zic, oameni, voi n-auziți? Când mă duc așa, într-o familie sau așa să ceartă, și sunt unul lângă altul și zbiară, mă, oameni buni, dar vorbiți încet, n-auziți? Oamenii când se ceartă, ridică tonul unul la altul. Dragii mei, și în adunare, vezi că nu se pot ruga. Acolo nu le auzi gura, acolo se roagă numai ca și Ana, zice, fraților, ca și Ana. Dacă ai dorința lui Ana, roagă-te ca și Ana. Surorile care vreau mulți copii să roage ca și Ana, numai încet acolo poate. Dar în momentul când ai bucuria mântuirii, atunci roagă-te ca și Iisus Hristos, Evrei 5:7. El se ruga cu strigăte mari, dragii mei, și cu lacrimi. Așa făcea Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Lui. De aceea, dragii mei, ce important este ați vrea să încercați unitatea? Să fiți împreună? Amin. Unde împreună? La ce, dragii mei? Împreună, spune cuvântul Domnului în Ioan, Petru ca și Ioan se urcau împreună la templu. Amin. Dragii mei, ce bine este să fim împreună, să venim la casa Domnului împreună. Împreună, dragii mei. Unii nici acolo nu pot să meargă împreună, nici la templu. Nu pot să meargă nici împreună. Împreună la templu, dragii mei, împreună la rugăciune, apostolii erau toți împreună. Ei stăruiau, cum am vorbit aseară, împreună la rugăciune, împreună la templu, împreună la lucrurile pământești. Și acolo trebuie să fim împreună, dragii mei. Că vedem că și pe Petru, când după ce Domnul a fost răstignit, a mers să prindă pește, spune, ce o să ia la ucenici, apostoli? Venim și noi? Cu tine, o mers împreună. Ca și la pescuit, dragii mei. Chiar la munca aceasta o mers împreună. Și ce bine este când împreună sunt frații și la lucrurile pământești. Împreună la lucrurile pământești. Dragii mei, e foarte important împreună. Apoi, dragii mei, când suntem împreună la lucrurile acestea pământești, acolo frații au o legătură frățească, au atunci o unitate între ei. Noi nu mai știm să fim la lucrurile pământești împreună. O intrat invidia la biserică, acolo eu am o predică despre bucurie. La aia mă gândeam asta, să vorbesc despre bucurie, dacă nu erau descoperirile. Dar descoperirile au fost că trebuie unitate. Nu ne putem bucura dacă nu e unitate. Dragii mei, dacă fiecare mai avem lucrurile noastre, nu ne putem bucura. Fiindcă avem orgolile noastre, avem iuțimea noastră, avem iuțimea noastră. Sau așa sunteți de calmi? Găsim în Biblie doi apostoli erau numiți fiii tunetului. Știți? Că scrie despre ei. Erau fiii tunetului. De ce erau numiți fiii tunetului? Când Domnul i-a chemat, așa i-a pus așa, ăștia-s fiii tunetului, ăștia-s așa, ăștia așa. Fiecare avea câte o reclamă a lui, o porecla lui, cum spunea în România. Ăștia erau numiți, și Ioan și fratele său, erau numiți fiii tunetului din cauza că erau foarte așa. O mers Domnul într-o cetate și nu i-o primit și-o zis, Doamne, foc din cer pe ăștia! Erau așa fiii tunetului, că așa vedem noi de multe ori, suntem așa de duri și când e vorba de alții, dar când e vorba de noi, atunci știm să aplanăm situația. Dar interesant, cât a fost el fiii tunetului, Ioan, au avut un lucru bun. Tă lângă Domnul, unde era Domnul, acolo era el. Tă pe lângă pieptul Domnului, tă se rezema. Și, dragii mei, după ce a umblat o perioadă cu Domnul, chiar dacă a fost fiind tunetului, cum îl numim noi epistolele lui? Apostolul iubirii. Auzi, din fiul tunetului a devenit un apostol al iubirii. Ce înseamnă să umbli cu Domnul? Devii ca Domnul. Cum la cu Domnul? O devine ca Domnul, dragii mei.
Și aia e o problemă, că noi, în loc să fim mai blânzi, în loc să fim mai iubitori, noi din contră suntem pe partea cealaltă. Înseamnă că ne-am depărtat de Domnul. Sfatul meu în această zi este să fim mai aproape de Domnul, să umblăm cu Domnul, să semănăm cu Domnul. Știți lucrul acesta, dragii mei? Pentru mine este o mare bucurie când într-o zi, eu sunt un om așa mai dur, mai, eu știu cum sunt, dar când vine cineva în birou la mine într-o zi și nu mă cunoaște și spune, sunt ce pocăit, pentru mine e cea mai frumoasă zi. Că cineva m-a văzut pocăit. Că cineva m-a văzut pocăit. Deci vreau să spun, venind în ăsta, pe avion, am avut, eram lângă două femei din Reșița, și am început să vorbesc și femeile astea zice, femeie la 50 de ani și ceva, 60, ele erau cu distracția, ele erau, zice, mă, zice, am așa o poftă de fumat. Zice ea, dar zic că, știi, zice, nu-i voie că pe avion să fumez. Zice, mă, zice, dar 3 ore până în Spania să nu fumez? Păi zic, eu am 40 de ani de când nu fumez. Și n-am nicio problemă, zic. Și cum v-ați lăsat? Știi cum zic unii? Păi m-am lăsat că am văzut că nu-i bine, că nu-i sănătos. Dar zice, dar înseamnă că trage scoastă dacă nu fumați ăștia care nu mai fumează, măcar trag cu băutura. De 40 de ani nu mai beau nimic. Cel puțin eu nici vin și nici mus nu mai beau. Chiar dacă mai merg pe la frașe, vin cu bocala de mus, zic, oameni buni, unii vă treziți? Că musul și vinul iau cu, și curvia iau mințile omului, așa scrie Biblia mea, dar alții mai folosesc. Și zice, nici băutură, zice, aveți probleme de sănătate? Nu zic, nu probleme de sănătate, că așa, Doamne, mulți am zic eu. Eu am probleme cu capul dacă beau. Că zice, păi, una de acolo, zice, aștia și un singur verset. Zice, nu-i păcat ce intră în gură. Zic, da, zic, acolo scrie, că apoi se coboară și duci la... Dar zic că e păcat când intră în gură și se urcă în sus. Că la unii intră în gură și se urcă în sus, acolo e păcatul. Că dacă ar merge și nu mai jos, n-ar fi păcat. Dar așa zic că vorbești. Și de ce nu vezi totuși? Că sunt pocăit. Dragii mei, unii tot o întorc așa, că nu beau, că e cu sănătatea, nu fumează, că e cu sănătatea. Nu, omule, ești un copil al lui Dumnezeu. Ți-e rușine și pentru mine este o mare cinste când într-o zi vine cineva, sau mergând pe stradă, sau la serviciu, vine și spune, sunteți pocăit? Când într-o zi vine unul de la București, un director de o firmă mare, trebuia să semnăm niște contracte, intră în birou acolo și vine și în jur, nu știu ce, eu făcut aia de la firmă, unul nu o executat, înjura și ăsta, și intră, zic, auzi, domnule, în birou ăsta nu se înjură. Ai înțeles? Te rog să te controlezi. Deci, Doamne, începe să-ți faci cruce. Bă, după ce înjur, mai face cruce. Și Domnule, zice, da, m-am descărcat. Și sunt ce pocăit cumva? Da, sunt pocăit. Dragii mei, oamenii trebuie să vadă că ne unim la glume cu ei, la toate lucrurile, la tot felul de afaceri murdare, atunci mai și spunem, frate sau prietene, vină la biserică. Ce vede omul la noi, fraților? Cea mai mare bucurie este când cineva în noi vede. Aseară se spunea aici că noi suntem sare. Când își pierde gustul sarea? Când? Când stă la frig afară? Sau la căldură? Aici aveți și 50 de grade. Dacă o ții sarea la căldură la 50 de grade, tot sare, tot sarează. Și când își pierde gustul? Când în sare, să nu faceți surorilor. Ce spun eu? Să nu faceți, numai să fiți atente. Dacă în sare acolo, la bucătărie, pui numai un strop de motorină sau de benzină și apoi pune mâncare, sarea aia, să vezi ce va zice soțul. Măi, e bună mâncarea asta. Nu mai miroase sare, miroase motorină. E un corp străin. Atunci sarea își pierde gustul când intră un corp străin. Tot așa și un pocăit când se departe de Dumnezeu, când îl părăsește pe Dumnezeu, își pierde tot gustul de a săra. Dumnezeu să ne ajute să fim lumină și sare, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, nu vreau nici să vă prea obosesc, mă uit eu așa și la ceasă, fiindcă
Am vrea în această zi să vorbim despre unitatea aceasta, plăcerea aceasta, dulceața aceasta, dragii mei. Să știți că este, cuvântul Domnului este ca un fagur de mere. Dar există, dragii mei, mere din stâncă, mere din fagure și mere din hoit. Știți că este și mere din hoit? Când a murit leul acela, știți ce a venit, a mers Samson acolo, a luat mere din hoit. Unii se hrănesc cu mere din hoit, dar Domnul ne hrănește în această zi cu miere din fagure, din stâncă, care este Hristos. N-ați vrea să vă alimentați din mierea aceea? Amin. Vezi, zice, tu miere și ai din hoit, dar care ați vrea? Când nici Samson nu îndrăznit să-i spună la tată, să-l zice, bă, din hoitul leului să-ți dau miere. Da, am mâncat. Așa se hrănesc unii, dragii mei, în loc să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu, se hrănesc cu tot felul de miere din hoituri, aleargă tot prin la izvoare tulbure și atunci ne auto-înșelăm noi. Am fost pe sector, am avut o mamă cu 9 copii într-una din bisericile care slujeam și am mers acolo la o seară prelungită, m-a sunat soțul și a zis, te rog să vii, frate Ghiță, soția mea zice, este grav bolnavă, are cancer la ficat ciroză și zice, Domnul ne-a promis că o va ridica de pe marginea gropii și poate prin dumneavoastră ca păstor a bisericii Domnul va face lucrarea aceasta. Am mers acolo, eram cu un grup de tineri, eu i-am trimis pe ei la biserică, am mers, m-am rugat, când am intrat în cameră și am văzut copiii aceia lângă mama, cum plângeau cei 9 copii, indiferent cât ești de tare, vezi lacrimi fără să vrei. Mama era inconștientă, una din fetițe avea un tifon din acela și îi punea cu apă rece pe buze, ea nu mai vorbea și ei, zice, frate, când am ajuns acolo, am avut atâtea lucrări că Domnul o va ridica de pe marginea gropii și nu știu ce zic. Nu știu ce lucrări ați avut. Poate Domnul nu v-a găsit vrednici până aici, dar fă-i ungerea, că pe loc se vindecă. I-am făcut ungerea, ea era inconștientă, i-am făcut ungerea, am vorbit cu soțul, tu crezi că Domnul poate interveni? Noi ne rugăm, dar voia Domnului se face în toate, ascultați-mă, fraților. Și în momentul când i-am făcut ungerea, i-am pus un uleiul pe cap, pe frunte, și am pus mâinile, femeia aceea o stârnit și o sărit direct în picioare și a început să umble și, frate Ghiță, ai venit la noi, de când? Eu n-am mai știut de o perioadă de minute ce s-a întâmplat. A început bucurie și soțul, slavă Domnului, soția mea, Didina, o chema, Didina, zice, e vindecată, în timpul când mă rugam, am auzit vocea Domnului, miercuri îi va fi mormântarea. Am stat, o ceru de mâncare, el nu mai putea mânca, o mâncat și zice, auzi, era vineri seara. Și zice, soțul fratele Ion zice, frate, anunță la biserică vindecarea soției mele. Mare minune a făcut Dumnezeu. Uite, mănâncă ce. Zic, bine, am zis, am lăsat scos afară când am plecat. Zic, frate Ion, Dumnezeu căruia îi slujesc din pruncie și care nu m-a mințit niciodată, mi-a spus că miercuri va fi mormântarea ei. Frate, păstor, nu se poate. Unde sunt celelalte lucruri? Nu știu, eu nu mă interesează de celelalte lucruri. Pe mine mă interesează ce a vorbit Domnul. Anunță la biserică, nu putem să anunțăm vindecarea și luni moare. Duminică dimineața la ora 6 mă sună din nou. Frate Ghiță, te rog să anunți la biserică, soția mea merge la biserică. Zice, e perfect sănătoasă. Cum? Zic, frate, eu mai așteaptă măcar o zi. Mai așteaptă. Zice, frate păstor, dar n-ai inimă în dumneata? Ba am, dar trebuie să spun ce spune Domnul.
Dragii mei, un om al lui Dumnezeu nu merge după sentimente. Dacă mergeam după sentimente și vedeam aia nouă copii cum plâng acolo, sigur că aș fi vrută să trăiască. Cine n-ar fi vrută? Să ai inimă de piatră. Dar Dumnezeu își are planul lui. Orice lucru Domnul face frumos și la vremea lui. Știe el de ce face așa. Și a zis, frate, eu liniștește-te, eu nu pot face anunțul acesta în biserică. Ea-i vindecată, folosește-te de ea, îmbrățișează-o, vorbiți între voi, așa cum scrie Biblia, ce vreți, că mai are poate câteva ore. Știu că miercuri, dacă miercuri e mormântarea, ea înseamnă că luni pleacă. Și vreau să vă spun, luni dimineața, la ora 5, m-a sunat fratele Ion plângând, frate, a plecat la Domnul. Dragii mei, vreau să vă spun ce important este să avem claritate, să știm când Dumnezeu vorbește, îi da și amin. Dragii mei, dar noi trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu. E o problemă că noi de multe ori am vrea noi să-i spunem Domnului ce trebuie să facem. Doamne, cam așa ar trebui, cam așa ne-am învățat, ca și, e bine că ne rugăm pentru bolnavi, dar ne-am învățat ca și rugăciunea pentru bolnavi. Doamne, du-te tu la spital. Doamne, treci tu pe la cei închiși, treci tu pe la săraci, Doamne, fă-le tu toate și noi nu facem nimic. Dragii mei, partea noastră trebuie să o facem noi. Amin. Domnul, dacă vrea să vindece, vindecă, dar noi trebuie să vizităm bolnavii, trebuie să ne rugăm pentru ei, trebuie să întindem mâna la cei săraci care trebuie, dragii mei, dar partea noastră să o facem noi. Și prin aceasta, când noi ne facem partea noastră, când Dumnezeu vede unitatea bisericii, atunci Dumnezeu se proslăvește, are Dumnezeu planurile Lui, dragii mei. Mi-amintesc într-o zi, noi am avut, scuzați-mă, nu știu câți proroci aveți pe aici, dar am avut o soră în biserică care totdeauna, eu nu mai trebuia să mă rog. Ea era, zicea că e prorociță, dar nu era. Și ea, dacă, de exemplu, spunea la unul că se vindecă, eu știam sigur că moare. Deci, fără să mă întrebe Domnul. Dacă spunea că moare, se vindeca. Și am avut câteva cazuri și ea mergea nechemată de multe ori, mergea la bolnavi, atâta în sat, și s-a pocăit, m-a sunat un pictor de biserici din zona noastră, care picta toate bisericile ortodoxe. Și s-a îmbolnăvit de cancer la rinic și în timpul acela m-a chemat și a zis că el știe, pictând bisericile, el a citit Biblia și el știe că dacă moare ajunge în iad. Numai prin pocăință, nu prin picturi va fi mântuit, prin pocăință. Și omul acela m-a chemat la el și zice, vino să te rog frumos, aș vrea să mă botez, eu vreau să mă pocăiesc. Și am zis, măi, omul acesta care a pictat toate bisericii din zonă, e un pictor foarte bun la picturi, când se va pocăi ăsta, când se va pocăi ăsta, îți dai seama ce jumătate de sat să pocăiești. Și zic, Doamne, acum e momentul să faci o minune în izbir. Am mers acolo, soția lui zice, o fost, zice, și sora dumneavoastră pe aici. Și a spus că Domnul face o minune mare și că îl vindecă pe soțul meu. Eram cu frații din comitet, înseamnă că moare asta. M-a rugat Domnul, ne-am dus acolo, am făcut o rugăciune pentru el și Domnul a zis așa, îi dau un timp de câteva luni, maximul 3 luni în care va pleca. Dacă în timpul acesta va înțelege, să încheie legământ, mă voi îndura. Și vreau să vă spun, i-am spus, Nelule, când permiteam cu el, că era din sat, mă cunoștea, Nelule, să-i facem botezul, aștept o lună după tine, și dacă mor, nu mori într-o lună. Te hotărăști, citești Biblia, te pregătești, naștere din nou, așa cum trebuie, că după aceea, eu vreau să spun, zice, și mă vindec, domnul Ghiță, te vindeci la deal. Acolo la deal e cimitirul nostru. Zic, Nelule, te vindești numai la deal. Zice, omul acela a zis, auzi, și nu mă vindec. Am zis, nu te vindești, vei muri. Și omul se uită la mine, zice, auzi, să știi că Dumnezeu face bine.
Chiar dacă am un copil de 4 ani, dar face bine. Eu cred că m-aș întoarce din nou la picturi, că acolo o să face bani, dacă m-aș vindeca. Și am zis, bine că te-a luminat Domnul, dragii mei. Vreau să vă spun, Dumnezeu îl face orice lucru bun și la vreme. El știe. De multe ori noi insistăm. E adevărat, poate când e vorba de cel drag al nostru, insistăm. Dar ce bine este să mulțumim Domnului pentru lucrurile bune, pentru binecuvântări. Numai pentru asta trebuie să mulțumim. Pentru toate lucrurile. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragii mei, hai să finalizăm mesajul din această zi. Unitatea și să fim împreună. Împreună la părtășie, împreună la rugăciune, împreună la post. În Spania, la Roda, se mai postește? Că vine cineva la mine și l-am întrebat o familie de predicator și ăsta avea un copil care căzuse psih și am întrebat, zic că frate Ghiță, că așa îl chema, zic că e adevărat, avea un copil de 26 de ani care căzuse psih, un băiat, zic, spune-mi, te rog, câte zile ați postit? Mă, și frate Ghiță, cel puțin de 2 ani noi ne-am mai postit. De cât? De 2 ani, acum așa cât știm noi, poate să fie și 3, dar aproximativ 2 ani. Și ce ați vrea? Ce ați vrea? Să intervină Domnul? Dragii mei, aveam noi o cântare, postul și rugăciunea e o armă. E o armă, dragii mei. Dacă nu poți posti, dacă nu te poți ruga, dragii mei, din cauza aceasta nu se poate face unitatea. Nu se poate face unitatea. Am avut un caz. Să știți, de multe ori suntem alții, se pun la post. Se pun la post. Am avut o fată de 6 ani, avea epilepsie. Avea epilepsie și a venit un om al lui Dumnezeu să se roage. Și când a venit un om al lui Dumnezeu folosit, a venit mai mulți bolnavi. Și când a fost fata la slujitor, s-a oprit lucrătorul și a zis, unii tatăl tău. Zice, acolo, să vină încoace. Zice, câte zile ai postit pentru fata ta să se vindece de epilepsie? E o boală care, să-ți vezi copilul cum se zbate în timpul acela, o boală grea și dureroasă. Zice, câte zile? Zice, frate, peste 100 de zile am postit pentru fata mea ca Domnul să o elibereze. Și câte zile ai mai postit dacă ți-o vindecă Domnul? Încă 100. Dacă Domnul mi-ar vindeca astăzi, încă 100. Nu mai trebuie să postești, dar trebuie să mergi la prezbiterul bisericii, să-ți ceri iertare, să te recunoști și să spui cum l-ai vârfit. Și s-a uitat tata și a zis, nu pot. Și-a luat fata și-a plecat. Domnul vrea să-i vindece în ziua aia fata, dacă el mergea și-și cerea iertare de la presbiter. Dragii mei, ați văzut cât e de greu să-și ceri iertare? Renunță la intervenția lui Dumnezeu în familie, că asta e dulceața, când te poți apleca, când poți să iubești pe aproapele tău, când poți să fii împreună cu slujitorul, chiar dacă s-a făcut observație. Dragii mei, eu vreau să vă spun, prețuiți astfel de oameni care vă face observație, nu care să văd că nu văd, că sunt unii să văd că nu văd. Mergeam cu mașina pe sector, într-o direcție, și am văzut acolo 3 fete din biserică, de acolo, una era cu batic pe cap și cu fustă, de fapt 2, și una era în pantaloni și în capul gol. Și am zis, voi 2 vă urcați și tu stai acolo. Cum? Voi vă urcați în mașină? Și ea? Nu se urcă în mașină. Și când ajungem la biserică, discutăm. S-a urcat și a rămas, a lăsat acolo. Dragii mei, dar cum e că ne permitem să umblăm cum vrem? Să facem ce vrem?
Din cauza aceasta spunea apostolul, măturați, măturați aluatul cel vechi, măturați. Și dragii mei, când noi avem aluatul fățărniciei, știți, dragii mei, a mândria, a orgolului, noi nu putem să ne unim cu fratele nostru, că eu mă văd mai bun ca el. Eu mă văd mai cântăresc ca el. Eu mă văd, de exemplu, uitați-vă, câți cântăresc bun se pot uni, unii? Câți predicatori buni pot să meargă unii cu alții? Pot să meargă? Nu, că sunt aroganți. Deci cum să merg eu cu cântărețul? Mi-amintesc când am fost eram tânăr, am fost chemat la Trandafir Șantru, la biserică. Poate s-a auzit el, a fost în conducerea cultului pe vremea comunismului și acolo îmi spunea fratele Trandafir, deviez puțin, îmi spunea ce frate, ce-am pățit, frate Ghiță, ce-am pățit. Așa cum eram eu de dur, m-a chemat și el acum. Nu știu cu ce scop m-a chemat, dar m-a chemat. Și zice, o venit acolo, era o cântăreață bună. Și întotdeauna la toate programele, am avut niște prieteni, la toate programele, zice, ea cânta. Și acum nu vrea să cânte. Și fac așa, să mă uit, mă, acum avem prieteni în adunare, știi, cum de nu cântă? Și cântă, primesc bilet de la altă soră. Și cântă cântarea, dar pe aia săraca, o mai și greșit cântarea, că nu era obișnuită. Și de după ce cântă sora cântarea, imi-a primesc un bilet. Zice, cântă o cântare, frate păstor. Pus, bine. Și vine la microfon în față, zice, cântarea care a cântat-o sora este cântarea mea preferată. Și-o bătu joc de cântarea mea. Vreau să arăt cum cânt eu cântarea asta. Ce Trandafir, mă, când mă vezi pe mine e puternic. M-am băgat după ambon, mi-a fost mie rușine să spună. Și a început o prima strofă, după aia a început să tușească și nu mai pot duce cântarea. Nu zice, ai cântat-o bine acum. Dragii mei, așa când Dumnezeu vrea să te smerească, te smerește. Ce important este să ne smerim noi înaintea Domnului, dragii mei. Să știți, Duhul Sfânt spunea și care spuneam aici la fratele, spuneam că am uitat să repet când am explicat lucrarea, că Domnul cerea și smerenie. Dragii mei, smerenie în slujire, smerenie, dragii mei, la părtășie, smerenie în îmbrăcăminte, și acolo trebuie smerenie, să știți, dragii mei, că unii mai spun, zice, nu, frate, că Domnul se uită la inimă. Stați puțin, când inima omului bună, ala știe să aibă și o îmbrăcăminte cuvincioasă, ce important este, dragii mei, smerenia. Eu aveam o vorbă așa, și cred că e răspândită în țară, o vorbă înțeleaptă, care o aveam eu așa din tinerețe, știți unde crește floarea smereniei? Pe mormântul mândriei. Floarea smereniei crește pe mormântul mândriei. Când s-ai mormânta mândria, acolo crește smerenia, dragii mei. Dacă mai avem orgoliul nostru, prestigiul nostru, atunci, dragii mei, noi nu ne putem uni. Nu ne putem. Că am mândria mea, am orgoliul meu, îs eu cineva, eu sunt mai sus ca altul. Nu, dragii mei, aici toți suntem deopotrivă. Dumnezeu a făcut egalitatea. Când ne-a dat o slujbă, că ești păstor, că ești proroc, vreau să spun, nu ești pentru tine, ești pentru biserică, că Dumnezeu a rânduit în biserică. Tu ești doar o unealtă de care se folosește stăpânul. Stăpânul e unul singur, Dumnezeu, dragii mei. Și noi suntem copiii Lui. Cel puțin de două ori am pus în viață doi conducători de biserică care mi s-a părut mie din sector să spună Tatăl nostru. Și când eu am zis, zic, auzi, încheie tu cu Tatăl nostru. Zic, fratele conducător, v-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru. Așa mi-a venit mie. Și eu sunt foarte atent. Și când o zis, și ne iartă nouă greșelile, precum iertăm și noi greșiților noștri, el a sărit. Nu a zis lucrul ăsta, el a sărit. Am sesizat. Când s-a oprit biserica, zic, asta biserica, s-a terminat biserica, zic, auzi, tu nu știi Tatăl nostru? Omule, ai sărit peste o frază. Da, frate, da. Nu mă înțeleg cu ala din comitet. Și cum să zic? Și ne iartă. Am sărit, am zis că biserica nu observă. Am mai făcut probă și la altul. Dragii mei, chiar dacă nu zicem, Dumnezeu rămâne tot sfânt și drept, să știți? De aceea, Domnul să ne ajute noi să măturăm aluatul cel vechi. Știți că Domnul a zis și prin Ioan, spune că el are în mână lopata. Știți lucrul acesta? El are în mână lopata. Deci dacă aici s-ar face o curățenie,
hai că acum să spunem că nu sunt aspiratoare. Că nu sunt aspiratoare. Aici când am femeia care face curățenie sau două câte sunt aici, sau cum face spre rotație, să vină cu o lopată. Deci, hai că fac curățenie cu o lopată. E nevoie de lopată aici? Deci e nevoie de mătură dacă n-ar fi aspirator. Ce să faci cu lopata? Ce să iei aici? Dacă mergi în construcție, acolo strebă lopata. Domnul a spus, prin Ioan, el are în mână lopata. El a curățit cu lopata toate păcatele noastre. Toate păcatele noastre. Acum nouă ne-a lăsat mătura. Și o să măturați. Măturați. Noi trebuie să măturăm, dragii mei. Lucrurile acestea, un pic de ură, un pic de mândrie care o avem noi, asta trebuie să măturăm. Aluatul ce vechi. Dar noi, vreau să vă spun că Domnul a zis, fiindcă nu vrem să măturăm, când ia Dumnezeu mătura, e o problemă. Știți lucrul acesta? Când ia El mătura, e o problemă. Că spune despre trei împărați din Israel că îi voi mătura. Îi voi mătura și când Dumnezeu a măturat, nu mai fost nimeni din neamul lor pe tron. De aceea este important noi să luăm mătura până noi ia Domnul. Să măturăm noi, dragii mei. Eu țin minte toată viața când mi-a spus mama, eram cel mai mare, suntem 13 frați. Și mi-a zis, auzi Ghiță, ia mătura după ce am venit o zi de la coasă, ia mătura și mătură în casă, că n-aveam fete, eram băieți mai mari. Și am zis, mamă, dar Dănuț n-ar putea mătura. Zic, tătiu, la mama nu se putea comenta. O lua mama coada de mătură și m-a bătut de-o rupt coada de mătură. De atunci, eu n-am mai zis că nu mai mătur. Că dacă n-am vrut să mătură, să mătură, o luat mama mătura. Să nu lăsăm pe Domnul să ne iei mătura. Dragii mei, hai să măturăm noi aluatul, cel vechi, toată fățărnicia, toată viclenia și apoi ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Când? Când îți place total de frați și de tine nu-ți mai place. Întotdeauna vezi căzămintele în tine, vezi înfrângerile tale și atunci pe frați îi vezi sfinți. Când ne vede și Biblia? Și Biblia ne numește frați sfinți. Când? Când suntem priviți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Atunci apostolul zice, frați sfinți, dacă Dumnezeu se uită la păcatele noastre și ne privește fără jertfă, atunci să știți că Dumnezeu se folosește de dreptate. Și e rău când Domnul se folosește de dreptate. Dar încă astăzi Domnul se folosește de milă, încă nu s-a săturat de milă, cum spune prorocul Vechiului Testament, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Rămân aici, scuzați-mă că am depășit. Acum, am făcut și eu cum făcea un predicator la noi. Aveam un predicator din Timișoara care venea la noi și dacă îl puneam primul, nu mai lăsa loc la altul. Dacă îl puneam ultimul, nu mai știa să încheie. Nu știam ce să fac cu el. Și am zis, măi frate, cum să-l pun? Și într-o seară, zic, hai că îl pun ultimul, că sper că încheie. Zic, auzi frate, i-am zis eu, la noi programul de la 7 la 9. Era seara, era pe timp de iarnă, de la 7 la 9. Te rog să încheie la 9 neapărat, că copiii mei la școală am încercat eu să-i explic așa frumos, că era mai bătrân. Și omul se uită la 9, zice, auzi, eu și așa n-am tren până la 10 jumate. Eu m-am gândit să vă predic până atunci. Așa că nu era nici bine. Acum eu nu vreau să nu mă mai ascultați și după masă. Dar mai după masă și voi plecați spre România. Dragii mei, Domnul să vă binecuvânteze, fiți binecuvântați de Domnul. Vreau Domnul să aducă, dacă e la Roda, să aducă și rodire bogată aici, să rodiți în credință și Doamne ajută. Amin.